A dezvoltării de noi măsuri destinate consolidării apărării și descurajării aliate, am luat decizia unei prezențe aliate avansate pe teritoriul aliaților estici, adică și noi. Pentru regiunea noastră avem o prezență aliată înaintată, adaptată, cu un pachet de măsuri complex în plan terestru maritim și aerian. Și sublinez acest lucru, fiindcă, spre deosebire de noi, flancul nordic are doar componenta terestră. Ca inițiative concrete pentru România, vom avea o brigadă multinațională. În acest context, doresc să amintesc și faptul că Statele Unite ale Americii au anunțat o consistentă participare la exerciții pe teritoriul României începând din 2017. De asemenea, Turcia va participa la exerciții pe teritoriul României cu efective de nivelul unei brigăzi. Prezența americană de la Deveselu, atenție, este singura prezență operațională permanentă de pe tot flancul estic.